Pentru a doua oară în ultimele două luni, la maternitatea Buzău apare un focar de coronavirus. Direcția de Sănătate Publică a impus măsuri speciale după diagnosticarea a trei persoane de la una dintre secțiile unității medicale. Conform datelor Direcției Sănătate Publică, a mai fost înregistrat și un focar nou de infecție cu SARS-CoV-2. Este vorba despre secția OG2 a Spitalului Județean de Urgență, unde până în prezent trei persoane au fost confirmate pozitiv COVID-19. Direcția de Sănătate Publică a recomandat în acest caz mai multe măsuri, precum internarea persoanelor confirmate, testarea contactelor simptomatici, izolarea la domiciliu împreună cu ceilalți membri ai familiei timp de 14 zile și aplicarea procedurilor de curățenie și dezinfecție terminală, dar și intensificarea măsurilor de curățenie și dezinfecție. Este al 10-lea focar activ de la nivelul județului Buzău, cele mai multe fiind înregistrate în continuare în rândul căminelor de bătrâni. Astăzi, autoritățile buzoiene din sănătate au raportat tot un număr scăzut de noi îmbolnăviri. Astăzi, 11 septembrie, situația epidemiologică la nivelul județului Buzău se prezintă astfel. Numărul total de persoane confirmate pozitiv COVID-19 a crescut la 2520, dintre acestea 1891 de persoane au fost declarate vindecate și 91 au decedat. Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore au mai fost confirmate 15 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pacienții au vârste cuprinse între 18 și 91 de ani. Întrucât la acest moment în județul Buzău, toate paturile destinate internării acestei categorii de pacienți sunt ocupate, un număr de 67 de persoane confirmate pozitiv asimptomatice sau cu simptomatologie ușoară se află în izolare la domiciliu.